Cu două ore înainte de începerea partidei la Ploiești se vânduseră deja 11.500 de bilete din cele 13.000 scoase la vânzare, iar în culoarele stadionului Ilie Oancea se pregătea fiesta. Și asta pentru că de turneul din Italia și San Marino, pe tricolorii separa doar o singură formalitate, să obțină un punct cu cea mai slabă echipă din grupă. Eroul din tur, George Pușcaș, a deschis scorul în minutul 14 cu o lovitură de cap. În minutul 25 de Carol Ianis Hagi a majorat diferența de pe tabelă cu o execuție superbă dintr-o lovitură liberă. Minute mai târziu, Pușcaș a reușit dubla stabilind scorul de 3-0 până la pauză. Iar în minutul 78, Adrian Petre a marcat ultimul gol al partidei la doar câteva minute intrat pe teren. Astfel, România a reușit a doua sa calificare la un campionat european de tineret după o pauză de 20 de ani, când a fost gazda Euro 1998 și a ocupat locul 8, ultimul.